Premii de peste jumătate de milion de lei s-au oferit în cadrul show-ului Loteriei Naționale, printre care o mașină, bani pentru o vacanță în Egipt și 100.000 de lei. Toți participanții la show au plecat acasă cu premii. Iurie Dodon din Drușeni a obținut cel mai râvnit premiu, un automobil nou-nouț. Dodon este câștigătorul acestui joc! Simt o mare bucurie. Jocul mi-a părut foarte bun. La proba seifurilor, 15.000 de lei au ajuns în buzunarul lui Andrei Medvețchi din Păpăuți, Rezina, iar Tatiana Crețu din Orhei a câștigat 40.000 de lei. Cu 40.000 de lei ajungi în Egipt. Aproape 2.000 de euro. Ajungi. Da, ajungi în numai o dată. Tatiana se consideră o norocoasă. Precis că mă deam o cumpărătorie mea să vadă când e tot îmi merge. Și-a scumpit de la mine bilete. La Mega Jackpot, norocul a fost de partea unui bărbat din Chișinău. Cezar Tofan s-a îmbogățit cu 100.000 de lei. Plecați cu 100.000 de lei! Mulțumim, Lătărinicul de mine! Mersi! Bravo! Asta e plângoleată! Să-mi placă de bucurie! Da, da! Cezar spune că ar fi trebuit să muncească mult timp pentru a aduna această sumă. Aveți încredere. Eu până acum mai nu credem, dar acum cred. Ceilalți participanți la emisiune s-au ales cu premii garantate de 10.000 de lei, cu câte un bilet de loterie și certificate de 1.000 de lei pentru bilete electronice de loterie și pariuri sportive pe 7777.md. Astfel, în mai puțin de o oră, Loteria Națională a oferit premii de 574.000 de lei. Biletele cu participare la tragere la sorți pentru jocurile TV te pot aduce în studioul show-ului, iar pentru asta trebuie să le înregistrezi pe site-ul 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777. Emisiunea Loteria Națională poate fi urmărită la Publica TV în fiecare sâmbătă de la ora 20. Loteria Națională, duminică, de la ora 20:00 la Publica TV.